În municipiul Chișinău a crescut numărul locuitorilor care s-au imunizat cu prima doză de vaccin împotriva COVID-19. Astfel, peste 35% din chișineuieni au fost deja imunizați. În cadrul ședinței serviciilor municipalității, șeful interimar al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate Boris Gâlcă a anunțat că numărul locuitorilor care s-au imunizat cu prima doză de vaccin este în creștere, însă acesta este insuficient pentru a se crea o imunitate în masă. Potrivit autorităților, în municipiul Chișinău activează peste 70 de puncte mobile de vaccinare, iar dosele de vaccin sunt suficiente la moment. Conform datelor Ministerului Sănătății, la nivel național, peste 800 de mii de persoane au fost vaccinate cu ambele doze.